Începând de ieri, unitățile de învățământ și-au reluat activitatea, bineînțeles în anumite condiții, iar ministrul educației, Sorin Câmpeanu, a declarat că va impune o nouă măsură sanitară în școli. Vorbim despre testele de salivă care erau așteptate încă de la începutul acestui an școlar. Toți elevii, preșcolarii, profesorii, învățătorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor face teste de salivă, probabil începând cu data de 21 noiembrie, a anunțat ministrul demisar educației, Sorin Câmpeanu. Însă această măsură a fost promisă încă de la începutul anului școlar. Aceste teste au fost promise încă din septembrie. Vă amintiți că s-au dat niște formulare atunci să fie părinții de acord, să nu știu ce, cu acele teste sau cu vaccinarea. Vreau să vă spun că suntem acum la 2 luni de zile după începerea școlii și aceste teste n-au venit nici în prezent. Deci nu există nici acum și nici nu vor, abia au fost scoase la licitație. Deci vor veni probabil peste încă o lună de zile sau când se va lua vacanță. Arată încă o dată faptul că nu se dirijează bani acolo unde trebuie, adică trebuiau cumpărate aceste teste, da? Trebuiau cumpărate, ele sunt ușoare, sunt non-invazive, adică doar pe bază de salivă, dar e greu de făcut licitație, poate e greu de găsit furnizorul care trebuie, prețul care trebuie, nu știu, n-am înțeles. Din septembrie până acum trebuiau să existe și trebuia această testare pe bază de salivă. Eu zic că este una bună, nu lasă traume, cred că nu o refuză nimeni și era eficientă, zic eu, în depistarea anumitor cazuri. De asemenea, Sorin Câmpeanu a declarat faptul că testele de salivă vor putea fi efectuate, inclusiv de personalul didactic. Încă o dată, ministrul educației arată că nu cunoaște situația din școli. Cine face aceste teste? Cadre didactice, să știți că sunt foarte nemulțumite și chiar refuză acest lucru. Că consideră că nu asta este în fișa postului, adică să facă testele. Are o clasă de 30, pe ce face? Pierde o oră sau două ca să facă la teste, nu? Aici trebuie totuși, zic eu, chiar dacă nu necesită cadre medicale specializate, totuși trebuie găsită formula prin care să cineva să se poată ocupa de acest aspect. Deci, pe lângă faptul că nu le avem, iată și partea cine le efectuează. În ordinul de mijloc spune că cadre didactice, așa, fără niciun fel de problemă. Nu știu, dacă Ministerul Educației ne transformă acum și în asistenți medicali sau mai știu eu ce, sunt chestiuni care ne mulțumesc total, cadre didactice, părinții, copiii. Deci, până la ora actuală, vreau să vă spun că toate măsurile acestea, o parte dintre ele luate așa peste noapte, fără consultare, au dus mai mult la tensiuni decât la un lucru care să contribuie la o bună desfășurare a actului educațional. Testele vor fi folosite de 2 ori pe săptămână pentru elevi, personal didactic și nedidactic.